În secolul al XVIII-lea au început să apară detalii despre o stranie tradiție de a face farse de 1 aprilie. Acest obicei era însă prezent cu mult timp înainte în întreaga Europa de Nord. Cum a reușit însă până atunci un obicei atât de vechi, adoptat în diverse culturi europene, să treacă fără a provoca comentarii în scris, este o întrebare fără răspuns. Diverse referiri la ziua păcălelilor se vehiculau încă din anul 1500, acestea erau însă vagi și extrem de rare. Astăzi, sunt multe teorii care încearcă să explice originile tradiției de a face farse de 1 aprilie. Niciuna însă nu este foarte convingătoare, așa că originea acestui obicei rămâne un mister. Cea mai populară teorie despre originea zilei de 1 aprilie se leagă de reforma calendarului din Franța secolului al XVI-lea. În anul 1564, Franța muta printr-o reformă data începutului de an de la sfârșitul lunii martie pe 1 ianuarie. Mulți însă nu au făcut imediat schimbarea și s-au încăpățânat să sărbătorească în continuare anul nou în săptămâna 25 martie, 1 aprilie, ocazie cu care erau batjocoriți și li se făceau diverse pozne. Unii agățau pești din hârtie pe spatele cunoscuților și se amuzau pe seama lor. Oamenii care încă mai sărbătoreau anul nou în aprilie au fost numiți Poisson d'Avril sau April Fools, adică nebun de aprilie, iar pentru ziua de 1 aprilie a rămas denumirea de ziua păcălelilor. Ipoteza schimbării calendarului pare, la suprafață, o explicație logică pentru această tradiție, dar ea devine mai puțin plauzibilă dacă examinăm istoria reformei calendarului în detaliu. Calendarul iulian, stabilit de către Iulius Cezar în anul 46 înainte de Hristos, a stabilit data de 1 ianuarie ca fiind prima zi a anului. Dar pe măsură ce creștinismul s-a răspândit în Europa, au fost depuse eforturi pentru a introduce evenimentele creștine și în datele calendaristice, mutând astfel ziua anului nou în funcție de semnificații teologice, cum ar fi Crăciunul sau Paștele. Deși unele țări au continuat să sărbătorească anul nou pe 1 ianuarie, sistemul calendarului european la 1500 era un dezastru. Nu numai că erau erori cauzate de diferența dintre calendarul solar și cel iulian, dar mai multe țări începeau anul la date diferite. În secolul al XIV-lea, cele mai multe regiuni din Franța utilizau data Paștelui ca fiind începutul anului. Acest lucru a provocat o mare confuzie când data Paștelui, legată de ciclul lunar, s-a schimbat de la un an la altul. Oricum, Franța a utilizat Paștele ca fiind începutul anului administrativ, deși data de 1 ianuarie, urmând obiceiul roman, era considerată de către majoritatea populației ca fiind începutul anului, moment în care își făceau daruri și se felicitau. În cărțile publicate la începutul secolului al XVI-lea în Franța, găsim în mod frecvent amândouă datele pentru titlurile apărute în lunile ianuarie, februarie sau martie. Dar de la mijlocul acestui secol, data de 1 ianuarie câștiga tot mai mult teren, iar în 1564 s-a decretat ca fiind data oficială a începutului de an. 18 ani mai târziu, în anul 1582, Papa Grigorie a emis o bulă papală prin care a modificat acest calendar.
Reforma Gregoriană a păstrat data de 1 ianuarie pentru începutul anului, dar a creat un sistem de an bisect și a eliminat 10 zile din luna octombrie a anului 1582 în scopul de a corecta deviația calendarului. Deși papa nu avea nicio putere formală de a obliga statele să accepte reforma, el a cerut națiunilor creștine să facă acest lucru. Franța a adoptat imediat acest calendar. Cu toate acestea, asocierea zilei păcălelilor cu vechea dată a anului nou pare forțată, deoarece nu există nicio evidență că el a fost sărbătorit vreodată cu strictețe pe 1 aprilie. Ipoteza schimbării calendarului este mai plauzibilă dacă o raportăm la Marea Britanie, pentru că acolo se sărbătorea anul nou pe 25 martie și era urmat de o săptămână de festivități care se încheiau în prima zi a lunii aprilie. De fapt, cea mai veche versiune despre originea acestei sărbători și ipoteza schimbării calendarului a fost găsită într-o scriere din anul 1766 cu o argumentație în context britanic. Britanicii au schimbat data anului calendaristic abia la 1 ianuarie 1752, dar la acea dată, tradiția de a face păcăleli pe 1 aprilie era deja răspândită. Cei care au încercat să determine originea zilei păcălelilor au asociat-o pe rând cu diverse evenimente. Astfel s-au căutat elemente din care s-ar fi putut desprinde tradiția farselor în sărbătorile romane ținute cu ocazia Saturnaliilor sau a celebrării Hilariei, care se ținea la sfârșitul lunii martie. În India, de asemenea, există în luna martie festivalul Holi, cunoscut ca fiind sărbătoarea culorilor, când oamenii își aruncă unul altuia cu pudră colorată și apă. Nord-europenii îl onorau pe Lud, zeul celtic al umorului, printr-un festival căruia nu i se cunoștea vechimea. Sărbătoarea nebunilor, care a evoluat din Saturnaliile romane, era o parodie la adresa bisericii, ceea ce a dus în final la interzicerea acestui festival. În Marea Britanie existau unele festivaluri în Evul Mediu care prezentau numeroase similitudini cu ziua farselor de astăzi. În jurul Paștelui se ținea așa numita Hogtide, în care bărbații și femeile opreau străini și îi legau. Aceștia erau eliberați numai în schimbul unei sume de bani pe care răpitorii îi foloseau apoi în scop caritabil. Nici mitologia romană nu a fost omisă de la cercetare. Legenda spune că Pluto, zeul morții, a răpit-o pe Proserpina și a dus-o cu el în lumea de sub pământ. Aceasta și-a strigat mama pe Ceres, zeița cerealelor și a recoltelor, dar nu-i putea auzi decât ecoul vocii, neputând o găsi. Sunt cercetători care cred că această căutare fără succes poate fi o explicație pentru manifestările zilei de 1 aprilie. Alții îi amplasează originea chiar în evenimente biblice, mai precis cele legate de Noe, care se pare că și-a trimis porumbelul să caute în mod greșit pământ după ce inundația a început să se retragă de pe uscat pe 1 aprilie. Primele referiri scrise despre această zi se pare că sunt conținute în Povestirile din Canterbury, scrise de Geoffrey Chaucer în 1392. În anul 1539, poetul flamand Edouard de Den a publicat un poem comic despre un aristocrat care le dădea supușilor adevărate misiuni imposibile în data de 1 aprilie.
Motoul acestui poem era: abține-te de la trebul dacă este 1 aprilie. O legendă despre ducele de Lorena ne pune în fața unei alte referințe despre obiceiul farselor de 1 aprilie. Conform acestei legende, ducele și soția sa au fost încarcerați la Naples. Ei au reușit să evadeze pe 1 aprilie 1632, deghizându-se în țărani și ieșind în acest fel chiar pe poarta principală. Dar cineva i-a recunoscut și i-a avertizat pe gardieni, numai că aceștia au crezut că este o păcăleală de 1 aprilie și nu au verificat nimic, astfel cei doi reușind să scape. Ca orice legendă, și aceasta are însă partea ei de improvizație și nu se știe cât de mult se apropie de realitate. Anticarul englez John Aubrey a colectat în lucrările sale mai multe note despre obiceiurile și superstițiile populare. În anul 1686, el se referea la această zi folosind sintagma Sfânta zi a proștilor. Aceasta este, de fapt, prima referire exactă la ziua de 1 aprilie, care provine de pe teritoriul englezesc și demonstrează că obiceiul farselor de 1 aprilie exista încă din secolul al XVII-lea în Marea Britanie. De altfel, este celebră farsa petrecută în 1698, când în prima zi a lunii aprilie, câțiva oameni au fost păcăliți să meargă la turnul Londrei pentru a vedea cum sunt spălați leii, o ceremonie care, desigur, nu exista. Începând cu secolul al XVIII-lea, datele despre ziua păcălelilor au devenit tot mai numeroase și au apărut în întreaga Europa. Aproape în fiecare cultură exista un festival prin care se sărbătorea sfârșitul iernii și, desigur, întoarcerea primăverii. Antropologii le numesc sărbătorile reînnoirii și au observat că majoritatea implică forme ritualice de aducere a haosului și a dezordinii, a schimbării ordinii sociale. Deghizările oamenilor și poznele pe care și le fac unii altora sunt elemente comune multor culturi în timpul acestor festivaluri. Astfel, și ziua păcălelilor are toate caracteristicile unui festival de reînnoire. Pentru o zi, formele de comportament care nu sunt în mod normal permise, minciuna, înșelăciunea, păcălelile, devin acceptate. În mod tradițional, poznele nu trebuie jucate decât înainte de ora 12, iar tensiunile create prin acestea sunt dezamorsate prin demascarea lor și prin amuzament. Fiecare țară are o teorie specifică despre originea zilei de 1 aprilie, însă niciuna dintre aceste teorii nu oferă o explicație convingătoare. Ziua de 1 aprilie este recunoscută ca fiind ziua păcălelilor în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Suedia, Norvegia, Germania și Franța. În Franța, cel care cade victimă unei păcăleri este numit Poisson d'Avril, pește de aprilie. În Anglia este numit Noddy, iar în Scoția acestuia îi se mai spune și Cuc de aprilie. Năstrușnicul conte de Toulouse, fiul lui Ludovic al XIV-lea, i-a furat hainele unui alt nobil și le-a cusut, făcându-le mult mai mici. Dimineața, păcălitul nu a mai încăput în ele, neînțelegând cum de se putuse îngrășa într-un asemenea hal în cursul unei singure nopți. Plăcerea păcălelilor nu a ocolit nici ziarele. Una dintre cele mai celebre farse de media aparține publicației londoneze Evening Star. Aceasta, în numărul său din 31 martie 1846, a anunțat pe prima pagină că a doua zi o mare galerie a orașului va organiza o expoziție de măgari. Curioșii n-au lipsit de la eveniment, aflând la fața locului că exponatele, adică măgărușii, erau chiar ei. În 1998,
un ziar din Alabama a anunțat că legislatura statului a hotărât să schimbe valoarea numărului pi, rotunjindu-l la valoarea 3. În anul 1950, o televiziune olandeză a anunțat că turnul din Pisa s-a prăbușit. Și istoria păcălelilor continuă. Ea este acum privilegiul copiilor, fiind asociată spiritului ludic și inventivității de care sunt capabili aceștia. Pentru cei cu simțul umorului dezvoltat și cu un gust deosebit pentru farse, ziua de 1 aprilie este un prilej foarte bun de distracție. Pentru cei cu mulți prieteni glumeți, s-ar putea să fie mai degrabă o zi în care să nu-și dorească să iasă din casă. După cum spunea Mark Twain, ziua de 1 aprilie este ziua în care ne amintim ce suntem în celelalte 364 de zile ale anului.